Asta te oprești obligatoriu din activitate, nu? Nu! Nu plec niciodată în vacanță. Da. Mă rog, când plec, plec să văd pe maică mea care locuiește într-un sat din fundul Franței. Acolo clienții sunt rari, toată lumea se cunoaște. Da, și în plus, mama n-ar fi deloc încântată. Bine, dar mama ta știe ce faci tu. Cum o să știe, domne ferește? Nu, o viziat un student de la drept. Ce spui? Da, e chiar încântată că studiez. Ea săracă a fost obligată să-și întrerupă școala la 15 bine, ani. Bine, dar peste câțiva ani o să-și ceară diploma. O să spun atunci că am ratat câteva examene și între timp poate să cunosc și eu un doctor, un farmacist, un director, nu? Căsătorie din dragoste și toată lumea va fi mulțumită. Ascultă-mă. Ascult. Să știi că în prețul ăsta, da? Tot ce vrei. Ce spui? Na, și asta poate să meargă până la... Până la...